onorată asistență, stimați oaspeți! Împreună cu întreaga echipă a Bibliotecii Municipale HD-ul, ne simțim onorați, dar și bucuroși că împărtășim acest sentiment de a fi parte al unui concert de prietenie între două țări, Republica Moldova și Italia. Biblioteca Municipală HD-ul, o instituție care nu este doar prin norocasa sa locație centrală în inima Chișinăului, dar și ca menire culturală a reușit să conecteze generații, a relaționat cu diverse comunități, dar și a dat dovadă că poate să păstreze atât chișinăuianul său aproape, cât și să, pe cei care ne vizitează. Aproape prin resursele sale informaționale, prin acțiunile sale educaționale, dar și prin diversele activități literare și culturale pe care le face disponibile cu atâta căldură și dăruire. Toate acestea fie le găzduim, fie le propunem deja peste 135 de ani. Sloganul pe care și l-a asumat acum 4 ani, Calea ta spre cunoaștere, inspiră imaginația, susține și dezvoltă dragostea de carte și lectură, dar și sporește deschiderea spre cultura națională și culturile altor țări. Astăzi, prin receptivitatea de care am dat dovadă de a sprijini acest concert de prietenie, denotă că susținem identitatea și diversitatea culturală, dar și încercăm să apropiem și să ne apropiem, să promovăm înțelegerea și cunoașterea reciprocă a celor două culturi și, nu în ultimul rând, să consolidăm parteneriate între cele două țări. Multe lucruri frumoase s-au întâmplat și sper că se vor întâmpla între țările noastre, dar ne dorim să menținem mai aproape și să ne cunoaștem frumusețea dansurilor, a muzicii și a costumelor purtate de dansatorii pe care avem astăzi aici. Așa că sincere mulțumiri domnului Gianluca Del Marco pentru că sunteți complicele în acestui eveniment și că ați reușit să aduceți și la Chișinău să cunoaștem ansambluri folclorice tipice din Varese, Italia.